Vă invit acum să ascultăm un cuvânt din Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând de la versetul 22 și până la versetul 33, pagina 940 în Sfânta Scriptură. Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. În dată după aceea, Iisus a selit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noradelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngăna ziua cu noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut, ucenicii umblând pe mare s-au înspăimântat și au zis, Este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, Îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți! Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus a întins mâna, la apucat și a zis, Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă să ocupați locurile. Frați și surori, prieteni care vă găsiți în locul acesta, în această dimineață, eu stau în fața unor oameni care gândesc în ei înșiși sau chiar au mărturisit cândva în viața lor că au credință în Dumnezeu. Poate că au făcut lucrul acesta cândva în apa botezului, dacă s-au botezat uh, la vremea maturității și au știut ceea ce fac. Sau poate au declarat credința asta într-un anumit context, când cineva i-a provocat într-un anume fel și au zis, eu cred în Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o întrebare în această dimineață. Cum ați ajuns să aveți credință? Credință în Dumnezeu. Cum ați ajuns să aveți credință? Unii dintre dumneavoastră o să-mi răspundeți în Spiritul Scripturilor. A fost o zi, a fost o vreme, a fost un anumit cadru în care am auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spune Sfânta Scriptură, Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Fie că cineva a predicat și eram pe acolo, fie că cineva mi-a mărturisit uh, într-un context particular, fie că am auzit o cântare care transmitea un mesaj. Ceea ce am auzit a născut credință în ființa mea. Când se ducea uh, famenul acela etiopian uh, de la Ierusalim înspre casa lui, înspre țara lui, citea din cartea profetului Isaia, nu pricepea mare lucru, și Dumnezeu l-a trimis pe Filip să-i propovăduiască, să-i spună. Și după ce i-a spus din cartea aceasta despre Isus, omul ăsta a crezut, s-a născut credință și s-a botezat. Acum, dacă ați avut o zi în care ați ajuns să credeți, să aveți credință, vă aduceți aminte în viața dumneavoastră mai scurtă sau mai lungă, de o vreme sau de o zi. În care credința asta să fie atacată cumva. Și chiar afectată. Și de la niște oameni care am ajuns să avem credință, să ajungem la niște oameni care nu prea mai avem credință. Sau ne îndoim. Se poate lucrul acesta. Dacă ai ajuns să ai credință într-o împrejurare de viață, se poate să ajungi să nu ai credință în alte împrejurări de viață. Am citit în această dimineață despre unul dintre ucenici, despre Petru. Credeți că omul acesta a avut o vreme, o zi, dacă nu o vreme, în care a ajuns să aibă credință și s-a dus după Domnul Isus Hristos. Și vine o altă împrejurare de viață și Domnul îi spune așa, puțin credinciosule, Adică de la omul acela care a avut credință în mare, credința aceea care te poartă pe ape, încep să pășești pe ape într-un chip miraculos din cauza credinței, ajungi la un moment dat ca Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să te vadă că ai puțină credință. Pentru că, dragii mei, există circumstanțe de viață care ne pot afecta credința noastră. Și să ajungem până acolo încât să ne îndoim de vrednicia lui Dumnezeu de a fi ascultat. Nu-i vrednic să fie ascultat. Știu că sună dur. Dar oare ce ar putea să afecteze credința noastră? Uitându-mă la ceea ce am citit în această dimineață, și uitându-vă și dumneavoastră la ce am citit în această dimineață, s-ar putea să găsim răspunsul foarte simplu. Ce a afectat credința lui Petru? Că asta s-ar putea să ne afecteze credința noastră. Știți ce? Ok. Ok. Când a văzut valurile, când ochii aceștia au văzut ceva, ochii aceștia, prin ceea ce au văzut, i-au afectat credința. Și de foarte multe ori în viața noastră, ochii ne afectează credința noastră și din oameni care au ajuns să avem credință, să pornim curajoși pe calea lui Dumnezeu, să ne ducem spre împărăția lui Dumnezeu, ochii aceștia ne afectează credința și spuneam ceva mai devreme, ajungem, dragii mei, să nu mai considerăm pe Dumnezeu vrednic de a fi ascultat sau vrednic de încredere. Eva s-a uitat la pomul acela, l-a văzut și a considerat că Dumnezeu nu mai este vrednic de ascultat. Și asculta mai bine de diavolul. Ei, vreau să predic în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu tocmai subiectul acesta, când ochii noștri ne afectează credința noastră. Să fim atenți la ochii noștri. Pentru că ochii noștri ne afectează credința noastră. S-ar putea să numărăm uh, ani, zeci de ani, de când uh, ne aducem aminte că am ajuns să avem credință. Dar întrebarea este, o mai am astăzi, puțin credinciosule, ce ți-a afectat credința? Pentru ce te-ai îndoit? Ce ți-a afectat credința aceea cu care ai început să pășești pe mare, pe apă? Cum ai ajuns să ai puțină credință? Când ochii noștri ne afectează credința noastră. Adică ceea ce vedem în jurul nostru, la ceea ce zăbovim, la ceea ce ne uităm insistent în jurul nostru, dragii mei, ne afectează credința noastră. Dragii mei, când ochii noștri ne afectează credința noastră mai întâi de toate, ne determină să avem emoții negative. Emoția este o reacție afectivă undeva înăuntru nostru față de ce se petrece în afara noastră, în jurul nostru. Cum ascultați ce spune Sfânta Scriptură aici? Când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Înăuntru s-a născut această emoție negativă, teama. Acum vreau să vă întreb, dragii mei, credeți că este o mare diferență, și întrebarea asta cred că a pus-o și fratele Radu, este o mare diferență între felul în care reacționează un om care are credință și un om care N-are credință în fața acelorași împrejurări de viață. E diferență? Sau nu e diferență? S-a dus David în Valea Terebinților. Saul cu armata era acolo, se băteau cu dușmanilor, cu filistenii, și a găsit acolo panică, teamă. În fricoșare, pentru că din când în când, din, din tabăra filistenului, apărea un uriaș goliat și arunca blesteme peste tabăra lui Dumnezeu și blesteme la adresa lui Dumnezeu. Și toată tabăra era, era înfricoșată. E diferență între cum l-a văzut David pe goliat și cum a văzut Saul și armata pe goliat? E diferență. Ce face diferența? Credința în Dumnezeu. Pentru că a zis David, mă duc eu să mă bat. Nu pentru că a vrut să braveze, să se arate mai grozav decât ceilalți. Să aibă o părere mai înaltă despre sine decât Saul sau decât ceilalți. Nu, nu, dragii mei. S-a dus pentru că avea credință. Dumnezeul care m-a izbăvit de uh, laba ursului, de gheara leului, Dumnezeu ăsta mă izbăvește de goleat. Am credința asta. E diferență. Sunt două persoane în aceeași situație și au pierdut amândouă locurile de muncă. Au rămas șomeri. Deși e criză de oameni acum care să muncească. Dar au rămas șomeri. Unul credincios și altul necredincios reacționează diferit. Ar trebui să reacționeze diferit. Deci, mei, aș putea să vă dau o grămadă de alte, de alte exemple de felul acesta. Pentru că e mare diferență. Elisei și Gehazi erau la Dotan și dimineața când s-au trezit au văzut toată cetatea cea înconjurată de oastea siriană și Gehazi s-a înspăimântat. Elisei nu s-a înspăimântat. De ce? De ce, frații mei? care e diferența? Unul, dragii mei, s-a uitat cu ochii aceștia la ce vedea, la pericol. Elisei s-a uitat, dragii mei, prin credință la oastea lui Dumnezeu, care era prezent acolo. Când ochii aceștia ne afectează credința noastră pentru că ne uităm la necaz, ne uităm la boală, ne uităm la, la valuri, la vânturi, la lucruri care, dragii mei, năvălesc asupra noastră, avem emoții negative, ne înspăimântăm, ne temem. Poate ziceți, dar nu e normal să fie așa? Nu e normal să fie așa? Dragii mei, ca oameni, poate zicem că e normal, dar ca oameni ai lui Dumnezeu. Ce ziceți? Știți care e problema noastră atunci când zăbovim cu ochii noștri la, la boală, la cancer, la, la pierderi, la falimente, dragii mei? Știți? De ce se nasc aceste emoții negative în noi? Pentru că ne vine greu să acceptăm sau să credem că Dumnezeu mai știe de noi. Sunt oameni în Scriptură care au strigat și au zis, unde ești Dumnezeule? Dumneavoastră ați strigat în anumite situații, unde ești Dumnezeule? Când s-a întunecat cerul. Pentru că atunci când privirea noastră zăbovește prea mult asupra circumstanțelor negative, se nasc aceste emoții negative, dragii mei, pentru că zicem, mai știe Dumnezeu de noi? Sute de ani au stat evrei în Egipt, în robie, și îi chinuiau egiptenii. Și într-o zi Dumnezeu l-a abordat pe Moise în pustiu și a zis, du-te acolo, știi de ce? Eu știu de ei. Le-am auzit strigătul, le-am văzut durerea, știu totul despre ei. Ne vine greu, dragii mei, să, să acceptăm că Dumnezeu știe despre noi, dar ne vine greu să credem că lui Dumnezeu îi mai pasă de noi. Într-o anumită, în într o altă circunstanță, când erau tot pe mare, când s-a răscolit din nou marea, când a venit furtuna, Domnul Iisus Hristos dormea undeva la cârmă. Știți care a fost strigătul ucenicilor în momentul acela? Dumnezeule sau Doamne, nu-ți pasă că pierim? Adică nu-ți pasă de noi? Nu mai suntem în atenția ta, Dumnezeule? Nu-ți pasă? Acum, Numai... ceva mai devreme, înainte de momentul acesta în care Petru se uita la valurile acelea, ucenicii toți s-au uitat la valuri. Și când a venit în aceea sau arătarea aceea care părea în lucă, nu știau că este Isus, s-au temut și au țipat. De spaim au țipat. S-a născut această emoție negativă în viața lor, în ființa lor și au țipat de teamă. Dar ascultați-mă, când ei au pornit pe marea aceea, știți că nu era întâmplare. El nu era acolo la întâmplare, pentru că zice Biblia acolo, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos i-a silit să intre în corabie, să treacă dincolo. Deci erau pe mare aceea în procesul ascultării de Domnul Iisus Hristos. Și cum când asculți de Fiul lui Dumnezeu, când asculți de Dumnezeu să se năpostească valurile peste tine? Sigur. Și ascultați-mă, ceea ce este extraordinar de important este că Domnul a venit la ei. Domnul a venit la ei. Când ești în mijlocul vânturilor, în mijlocul valurilor, când te uiți prea mult la, la vânturi și la valuri și nu te uiți unde ar trebui să te uiți, îți vine greu să crezi că mai ești în atenția lui Dumnezeu, dar tocmai atunci Domnul vine la tine. Vine aproape de tine. Găsește Dumnezeu, găsește Domnul o, o metodă să vină aproape. Venea pe ape, că ăștia erau pe undeva pe la mijlocul, probabil, mijlocul Mării Galilei. Venea Domnul, a găsit o metodă să vină la ei. Când împăratul Nebucanențar i-a aruncat pe cei trei tineri în cuptorul aprins, vreau să vă întreb, a găsit Dumnezeu o metodă să vină aproape de ei. A găsit? Poate au sperat, au avut această credință, că Dumnezeu poate să-i scape din mâna împăratului și totuși au fost aruncați în cuptor. Mai poate face ceva Dumnezeu după ce te afli în mijlocul, valul, în mijlocul cuptorului și a flăcărilor? Ești învăluit de foc? Mai poate? Găsește Dumnezeu o metodă să vină la tine. Chiar dacă zăbovin prea mult asupra focului și valorilor și vântului, îți vine greu să mai accepti că ești în atenția lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, atunci când ochii noștri ne afectează credința noastră, ne determină să avem emoții negative. Asta e primul lucru. De aceea trebuie să vegem asupra ochilor noștri. În al doilea rând, ne determină să vedem în jurul nostru Puteri ostile mai mari decât puterea care ne-a susținut până atunci. Uitați-vă, ucenicul Petru a pornit pe mare. Avea nevoie de o putere ca să facă lucrul acesta? Sigur, și întrebarea este: ce fel de putere? Ce putere l-a ajutat pe Petru să aibă performanța asta dincolo de orice. Orice cunoaștem noi. Că dacă cineva vrea să meargă pe ape, se scufundă ca un bolovan. Și Petru merge pe ape. Are puterea să meargă pe ape. Ce putere? Puterea credinței. Dumneavoastră acceptați că credința are putere. Credeți asta? A pornit pe drumul acesta spre Isus. Curajos, cu credință. Pentru că Domnul i-a spus, i-a spus, vino, Petre. El a zis, dacă tu ești Isus, poruci să vii la tine. Și a zis, vino, Petre. Și a pornit să meargă. Puterea credinței. Numai că, dragii mei, credința asta are putere când se leagă de cineva care are putere. Adică de Isus. Adică de Dumnezeu. Că pot eu să îmi lep credința de cineva la fel ca și mine și uh, omul acela cu limitele lui să zic la un moment dat uh, acum nu mai pot face nimic. Ați văzut cazul de felul acesta. Dacă ajung la specialistul cu tare, specialistul cu tare cu siguranță mă pune pe picioare. Asta e credința. Și ajung la specialistul cu tare și nu te pune pe picioare. Dar când îmi lep credința mea, de cineva care are putere. Credința aceea are putere. Și Petru, dragii mei, în experiența lui cu Domnul Isus Hristos, a învățat că în Domnul este o putere. A venit o femeie bolnavă de 12 ani, a umblat pe la toți doctorii, zice Biblia, și a cheltuit toată averea. Și a venit la Domnul Isus Hristos și a zis în sinea ei, credința a zis, dacă mă pot atinge de haina lui, cu siguranță mă vindec. Și-a făcut drum prin mulțime și a ajuns și s-a atins. S-a vindecat sau nu s-a vindecat? A zis Domnul, cine s-a atins de mine? Că din mine a ieșit o putere. Și puterea aceea care a ieșit din el a vindecat-o pe femeia asta. S-a întors acasă vindecată. N-a reușit să facă lucrul acesta la toți specialiștii. Dar era putere în Isus. Petru a învățat că în Isus este o putere. Dar a mai învățat ceva, Petru. Că în Cuvântul lui Isus este putere. Când El zice ceva, este putere. Și de aceea a zis, Petru, dacă ești tu acela pe care îl pe care știu eu, dacă ești tu Isus acela pe care îl cunosc poruncește să vin la tine. În cuvântul ăsta poruncit este putere. O să mă pot deplasa spre tine. Cred lucrul acesta. Și a zis domnul Vino. Și Petru și-a așezat credința lui pe acest cuvânt al Domnului. Vino. Și a reușit să se ducă. Numai că, la un moment dat, ochii aceștia, s-au rupt de la Iisus și s-au uitat la vânt și la valuri și a zis Petru, există în jurul meu puteri mai mari. Vreau să vă întreb, recunoașteți că vântul și valul au putere, sunt o forță, recunoașteți? Sunt o forță! Distrug construcții extraordinar de puternice, le credem puternice și le fac una cu pământul. Și când te uiți la vânt și la val, ai impresia că-s puteri ostile mai mari decât puterea care te-a susținut până atunci. Și încep să te scufunzi. Asta s-a întâmplat cu Petru. Că ochii lui au zăbovit prea mult, prea insistent la vânt și la val și la, la ceea ce a crezut că e primejdie și a constatat sau a, a, a crezut în mintea lui Că vântul și valul sunt puteri ostile care îi pot face rău. Deci, mi-ascultați-mă bine. Vântul și valul nu erau mai mari acum decât atunci când a făcut primul pas. Nu s-a întețit vântul? Nu s-au uh, răscolit mai tare valurile? Vântul și valul erau mari ca la început. Știți ce nu mai era la fel? Credința. Nu mai era credința la fel. Și a început să se scufunde. De aceea, dragii mei, Sfânta Scriptură ne învață să ne gândim sus la lucrurile de sus. De aceea Sfânta Scriptură ne învață să privim la Dumnezeu, să privim la Hristos, să privim la ceea ce este pus înaintea noastră de către Dumnezeu, și în felul acesta, dragii mei, credința noastră rămâne puternică, rămâne statornică, rămâne ancorată în ceea ce nu se clatină niciodată. Vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, în treilea rând. Când ochii noștri ne afectează credința noastră, ne determină să ne expunem unui pericol real. Când s-a dat jos din barcă, Petru a început să umble pe ape, când s-a uitat cu ochii lui la vânt, vânt și la valuri, a constatat că ele constituie un pericol pentru el. Sunt pericolul real. Dar vreau să vă întreb, vântul și valuri erau pericol pentru el? Ce ziceți? O să-mi spuneți da, sigur. Nu, nu. Pentru că atunci când a pășit peste marginea corăbiei în apă, a arătat că credința îi dă această putere să se ridice deasupra valului și să poată contracara forța vântului. Adică, vântul și valul nu-i pericol când ai credință. Dar atunci când te uiți prea mult la vânt și la val, și credința este afectată și începe să scadă, te expui unui pericol real. Știți care este pericolul real? Știți, frații mei? Poate nu-l băgăm în seamă. Pericolul să nu sfârșim bine ceea ce am început bine. Vă interesează cum sfârșiți? Vă interesează. Deci, viața noastră e văzută ca o călătorie. De la un punct spre un alt punct de la momentul în care am auzit chemarea și am răspuns, să plecăm pe drumul ăsta, să ajungem la Isus. E, e obiectivul nostru ăsta, dragii mei. Să ajungem la Isus. Pentru a avea acest obiectiv, cheamă-mă sau poruncește să vin la tine. Eu pornesc de la barcă, de la corabie, să ajung la tine, Isus. Să fac drumul ăsta, chiar dacă îl fac pe apă, dar să ajung la tine. Și pornește bine. Că pornește cu credință. E adevărat că pornește bine. Să te dai jos din corabie și să, și să faci un pas, să faci doi, să faci, nu știu, nouă, să faci zece și apa să fie ca betonul și tu să mergi curajos înainte. E început bun, e început bine. Dar cum sfârșești? Comul acesta, dragii mei, a ajuns să se scufunde. Adică să nu ajungă acolo unde și-a propus să ajungă, să ajungă la Isus. Harul a fost că Isus a întins mâna după el și l-a apucat. Sunteți aici oameni, suntem aici oameni, care am pornit bine în viață. Am pornit bine că într-o zi am avut credință. Și ne-am uitat țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, și obiectivul acesta trebuie să fie mereu înaintea noastră. Dar a trecut o zi, a trecut un an, au trecut 20 de ani, au început să bată vânturile, am început să să ne confruntăm cu, cu atâtea pericole în viața noastră de credință. Nu suntem încă la final. N-am ajuns la sfârșit. Dar dacă am început bine, vrem să sfârșim bine, adică să ajungem la Iisus. A zis Domnul că se duce să pregătească un loc. După ce se duce și pregătește un loc, vine și ne ia cu el, ca acolo unde este el. Unde este el. Să fim și noi. Adică, împreună cu el. Să ajungem la el. Că dacă am început bine, să sfârșim bine. Dar când ochii noștri zăbovesc asupra lucrurilor din jurul nostru și ne afectează credința noastră, chiar dacă am început bine, s-ar putea să nu sfârșim bine. Știți de ce? Pentru că pe drumul acesta, când năvălesc vânturile și valurile, începem să ne preocupăm de alte lucruri. Nu de ceea ce ar trebui să ne preocupăm. Au ieșit evrei din Egipt, i-a scos Dumnezeu din Egipt, au fost minuni, au fost semne și a arătat Dumnezeu slava, faraon și-a arătat neputința lui, Dumnezeu l-a coborât acolo în fundul mării, l-a acoperit de ape, Dragii mei, au pornit și ei ca și Petru. În mijlocul unor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, într-o noapte când Dumnezeu și-a arătat slava în Egipt, a lovit pe întâi născuți, au ieșit și au pornit, dragii mei, curajoși înainte. Spre unde? Spre unde? Spre obiectivul pe care Dumnezeu l-a pus înainte, spre țana Cananului spre țara aceea în care curge lapte și miere, pe care a zis Dumnezeu, vă dau. Și vine marea, și vine lipsa de pâine, și vine lipsa de apă. Și în momentul acela, dragii mei, oamenii în loc să se preocupe cu acest obiectiv, cu această țintă, să ajungem în Canaan, Oamenii încep să vadă, nu avem pâine și cârtesc, nu avem apă și se, se supără. Marea Roșie e un obstacol și zic, murim aici. În loc să se ocupe de mersul acesta înainte, prin credința cu care au pornit, oamenii aceștia se uită la lucrurile acestea, se ocupă cu altceva, că nu avem. Și începe să se nască nemulțumirea asta și cârtirea în inimă. Vreau să vă întreb, ne recunoaștem noi în asta? Am pornit bine. Dar deci începem să ne uităm că nu avem asta, că nu avem aia, că uh, celălalt nu știu cum se poartă cu mine, că nu avem ce -au alții Și s-ar putea, dragii mei, pornind bine, să nu sfârșim bine, tocmai din cauza asta. că începem să ne preocupăm de altceva. În Vechiul Testament uh, era Esau și Iacov. Uh, Esau era întâiul născut. Era un avantaj să fii întâiul născut în vremea aceea. Aveai niște avantaje speciale, niște binecuvântări speciale. Dar, dragii mei, binecuvântările acelea erau ceva care ținteau spre viitor, nu erau atunci. Știți? Era ceva de viitor. Numai că într-o zi, omul ăsta care avea dreptul de întâi născute sau, a venit Acasă, după o partidă de vânătoare, frânt și flământ. Și Iacov avea pregătită o ciorbă de linte și -mi mirosea poate frumos. Ăsta rup de, de oboseală, rup de foame. Și a zis la un moment dat așa, am dreptul de întâi născut și am, am foamea care mă macină. Ce aleg? Și a zis, la ce-mi folosește dreptul ăsta din tâi născut, care cine știe pentru când îi, când astăzi, mor de foame. Și omul ăsta, loc să se preocupe de ce poate să aducă dreptul ăsta în viitor, ce binecuvântări, începe să se preocupe de momentul ăsta când nu are, nu are ce-ar vrea să aibă, nu e împlinit cum ar vrea să fie împlinit. Și a zis, uite, ți-l dau, da să mănânc o ciorbă de linte. Ce-a fi în viitor a fi? Dragii mei, când ochii aceștia ne afectează credința noastră, ne expunem unui pericol real. Nu vântul și valul sunt pericol. Ne putem ridica prin credință deasupra lor. Pericolul este să nu sfârșim bine ceea ce am început bine. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Dragii mei, a fost o zi în care am avut credință, am primit, avem, am început să avem credință. Dar credința asta, dragii mei, poate fi afectată de ceea ce văd ochii noștri. De ceea Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, să ne ajute, dragii mei, să nu zăbovim cu ochii acolo unde n-ar trebui să zăbovim, pentru că oricât ori facem lucrul acesta, ne afectăm credința noastră. Avem emoții negative, nu știm de ce suntem nervoși, de ce suntem supărați, de ce suntem îngrijorați? De ce, de ce, suntem neliniștiți? Nu știm. Zăbovim cu ochii prea mult unde n-ar trebui să zăbovim. Dacă zăbovim cu ochii unde n-ar trebui să zăbovim, vedem în jurul nostru puteri ostile mai mari decât puterea care ne-a dus până atunci. Nu sunt mai mari, așa le vedem noi. Puterea lui Dumnezeu este mare. Dacă când zăbovim acolo, la vânt și la val, am impresia că astea sunt forțe mai mari decât puterea care ne-a ținut 10 ani pe calea lui Dumnezeu. Și ne expunem pericolului de a nu sfârși bine ceea ce am început bine. Dumnezeu să ne păzească de asta. Haideți să stăm ridicați în picioare și în lumina tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus în această dimineață, să ne analizăm viața și să cerem de la Dumnezeu puterea, frați și surori, să trăim oameni schimbați, oameni înnoiți, oameni cu credință în Dumnezeu, așa cum vrea Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului!